O invit pe doamna doctor Tamara Șobel, care vorbește despre psihochirurgie împreună cu domnul academician profesor Leon Dănăilă. Mulțumesc, poftiți, domnule. Mulțumesc frumos pentru plăcuta introducere, domnișoarelor, doamnelor și domnilor academicieni. Vă mulțumesc frumos pentru onoarea de a vorbi aici alături de dumneavoastră. Mă simt deosebit de onorată. Pentru început să mă prezint, mă numesc Tamara Șobel, vin de la München, de la Ludwig Maximilian Universitet, unde am studiat și trăit în ultimii 18 ani. Voi începe cu un mic poem care se numește Abstract, al poetei Mihaela Muraru Mândrea, o prietenă bună, doamna deputat Mihaela Muraru Mândrea, din cartea Sălașul Avatarilor. Te iau cu mine în adâncimea lumii, acolo unde spațiul nu există, unde chiar timpul și-a înfășurat spirala în jurul unei raze de mult stinsă. Călătorind să fim cât mai aproape de locul profunzimilor abrupte, să căutăm să înțelegem rigoarea sensurilor încă neștiute, să fie drumul nostru o iubire și tot ce zace în necunoscut să lege rod în tainița gândirii în care noi, mișcări și sensuri vibrând, am conceput. Făpturea mea abstract se zvârle în noaptea din privirea ta, dimensiuni ce nu pot încăpea în mintea de țărână a planetei și tu să fii stăpânul cunoașterii profunde, din nou să afli ce am știut cândva. Iar acum să trec la discursul meu inițial despre psihochirurgie. Ce este de fapt psihochirurgia? Este terapia prin metode chirurgicale a bolilor psihice. La psihochirurgie e un domen de la neurochirurgie funcțională actualmente în plen expansion, spune profesorul Philippe Cornu de la Institutul de Neurochirurgie de l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris. Poftim? Datele dovedesc că primele intervenții de acest gen au fost practicate încă din timpuri preistorice la incași prin metoda trepanației. S-a observat că după traumatisme craniocerebrale severe apăreau modificări radicale de comportament, de unde și credința că tulburările mentale sunt rezultatul unor disfuncții cerebrale. Încă din secolul al XVI-lea, chirurgul olandez Levinus Lemnius, citat de Hunter și McAlpin în anii 1963, recomandă bărbierirea capului pentru a asigura o suprafață mai mare de evaporare a gros vapor. Apropo, evaporarea, care incomodau creierul. În secolul al XVII-lea, starea nevrotică era denumită de către englezi vapor, iar de francez maladie vaporeuse. Modificările de comportament au fost studiate și de Ferrier la animale în 1875, de Crepelin de asemenea în 1896 și Bloiler în 1924. Ei folosind criterii mai riguroase de clasificare și sistematică în psihiatrie, apropiind acest domeniu de medicina științifică de astăzi. La colegul nostru Franz, care introduce încă din 1907 în clinică testele psihologice obiective pentru măsurarea deficiențelor cauzate de lezarea lobilor frontali, ajungând la concluzia că în astfel de cazuri tulburările specifice constau în pierderea deprinderilor recent formate. Astfel încât în anii 1930 cercetările asupra lobului frontal s-au concentrat asupra localizării și dezinhibării funcțiilor, precum și asupra corelării structurii anatomice cu performanțele intelectuale deja realizate. Pentru a demonstra localizarea funcțională s-a invocat faptul că la persoanele la care s-a extirpat un lob frontal se constată scăderea abilității de sintetizare a informațiilor și diminuarea activității generale și a expresiei sau a expresiei afective. În cazul extirpării ambilor lobi apar simptome de afectare a sensibilității sociale. Se acumulase astfel un important material clinic și experimental menit să demonstreze că leziunile bilaterale ale lobilor frontali determină modificarea comportamentului în sensul diminuării inițiativei, a tonusului afectiv sau a motivației. Actualmente, noile proceduri psihochirurgicale au dus la înlăturarea deficiențelor menționate, mai ales,
mai sus menționate, prin terapii ca stereotaxie, radiosurgery, stimulation techniques, cortical stimulation, stimulation of the vagus nerve, in the treatment of depression, for example. Merită să menționez și faptul că pe baza experienței cazuistice acumulate s-a realizat o evaluare mai riguroasă a aplicabilității acestui tratament psihochirurgical. În diferitele categorii de maladii psihice, iar în cadrul fiecărui categorii în parte, a dependenței efectelor terapeutice sau compensatorii de o serie de variabile care țin de pacient, durata și traiectoria de evoluție a bolii. Personalități precum Gazzaniga, Levy, Russell, Arib și Amari în anii 85, în anii 82, Rotman și colaboratorii în anii 85, Churchland în 1986, au folosit diferite tehnici pentru a aborda disorders for which psychosurgery is very relevant today. For example, obsessive compulsive disorders, Gilles de la Tourette syndrome, severe depression, aggressive behavior disorders, addiction or eating disorders. Pe lângă opoziția existentă, apariția în 1953 a substanțelor psihoactive a făcut ca lobotomia să cadă în disgrație. Și astăzi, când procedeele psihochirurgicale s-au perfecționat considerabil, unii critici, ghidându-se după datele acelei perioade, se mai pronunță încă împotriva efectuării acestui gen de operații. Cei mai mulți adversari s-au convins însă că actualele tehnici moderne despre care vorbisem și fuseseră mai sus menționate ca radiotaxi, stereotaxi, radiosurgery, stimulation techniques, cortical stimulation or stimulation of vagus nerve in the treatment of depression pot fi aplicate și au redus substanțial numărul deficiențelor fizice și de personalitate produse cândva în trecut. Sub presiunea faptelor și ca urmare a perfecționării tehnicilor neurochirurgicale, chirurgia psihiatrică a revenit puternic în actualitate. Parcurgând un drum sinuos, înfruntând rezistența prejudecăților, chirurgia psihiatrică a reușit astăzi să-și câștige statutul de ramură utilă și necesară a medicinei, aducându-și alături de celelalte ramuri contribuția sa la optimizarea condiției existențiale a pacientului. Vă mulțumesc frumos, îndeoseb profesorului academicianului Leon Dănăile și domniilor voastre. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Mulțumesc! Aș fi fost de acord cu termenul mai degrabă de chirurgie psihiatrică decât psihochirurgie, dat fiind faptul că se știe fenomenul filipinez al psihochirurgiei, adică acea operație în care nu se folosește niciun instrument. Studiul, lucrarea noastră este mai mult decât interesantă. Iată, ne aduce informația că ceea ce înainte se producea prin lobotomie, când reducerea... De fapt, critica esențială era aceea că individul este șters de personalitate. Este un individ fără inițiativă, un individ care privește în gol, absent, cu care dacă îl întrece, va spune, dacă nu, nu. Am înțeles, evident, de la dumneavoastră și literatură, că în clipa de față sunt o serie întreagă de alte tehnici care pot să intervină într-o afecțiune psihiatrică fără să producă aceste efecte de reducere a personalității. Vreau să vă întreb următorul lucru. Credeți că vreodată va fi posibil transplantul de creier? Eu sunt de părere... Yes, for sure. Da, bineînțeles. Atunci nu se va schimba total personalitatea, dar fiind faptul că creierul este purtătorul la tot ceea ce înseamnă informație și personalitate? Nu creăm alt individ? Mă alătur opiniei dumneavoastră. Sper că mă pot exprima coerent în limba română. Mă străduiesc după 18 ani de germană. Îi salut și pe colegii mei. Willkommen hier zu uns, Herr Doktor. Und meine Kollegin von Österreich auch, die sich hier befindet. Alles Gute. Willkommen hier zu uns. Sunt de cum părere... Cum se va numi transplantatul? Cum se va numi? Cu numele celui nou. Nu știu care e. O nouă entitate. Pe Ion o să deci consider că Jean. Pacientul va primi personalitatea donatorului. Costică. Eu știu. Da. Domnul profesor. Bine, mulțumesc. Dați-mi voie să termin ce am de spus. Vă rog. Ideea e așa. Că în clipa de față se discută un domeniu în care eu nu cred sub nicio formă sau în orice caz, dacă lucrul va fi posibil, va fi un dezastru pentru omenire. Se discute de bioroboți care preiau toată funcția intelectuală, inclusiv memoria, conștiința, îl pun pe un suport electronic, individul dispare și el rămâne în eternitate vorbind prin bioroboți ceea ce a făcut celălalt. Dar, atenție,
ei speră ca în următorii 30 de ani, eu întreg studiu și vreau să scriu ceva pe domeniul ăsta, va apare o lucrare în sensul ăsta, că acești bioroboți vor fi o supermeni, supraumanitate, care vor avea lupte cu oamenii și pe care, evident, îi vor elimina pentru că ei sunt cei mai puternici. Vă imaginați unde merge mintea bolnavă? Al doilea lucru, nu cred sub nicio formă că este posibil să transplantăm creierul pentru că vom crea un alt om. Și atunci, să admitem că un tânăr de 20-25 de ani are un accident, îi transplantăm creierul, lui de 70, păi ce organe servesc creierul ăla? Unele bolnave. Evident, sistemul imunitar ține de timus, nu ține de creier. În consecință, inutil, pentru că acel individ, tot prin boli cronice, va muri, dat fiind faptul că ele sunt prezente în corp și nu în creier. Creierul dă doar informația. Așadar, eu cred că bunul simț al tehnicienilor, că de fapt despre este vorba, ar trebui să funcționeze și în viitor. Și nu cred în viitorul roboților. Da. Bine. Mai am de spus o idee. Profesorul Luțienche de la Universitatea din Zürich este de părere că noi suntem doar niște iluzii create de un astfel de creier. Deci ar contrazice ceea ce gândiți dumneavoastră în acest moment complet. Îl contrazic total pe domnul profesor și am dreptul să o fac. Corect. Respect și eu și mă alătur opinii.